seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Românul de lângă tine, cam fiecare după amiază de vineri, de la orele 17. Este un timp suficient de urât afară, ca să spun, datorită ploii chiar dorită cumva. Cred că sunteți cu atât mai mult în fața amicilor ecrane. Avem multe lucruri să vă comunicăm. Știți că este o emisiune foarte frumoasă. Nu că o laud eu, că îmi place să o laud, dar este o emisiune frumoasă datorită, în primul rând, calității invitaților din această emisiune, calității oamenilor care au venit să stea în fața dumneavoastră și să vorbească despre comunitățile de rom din orașul, din județul Giurgiu. Ați avut în fața dumneavoastră oameni cu capacitatea de a lua decizii, senatori, deputați, parlamentari, europarlamentari, miniștri, secretari de stat. Tot o astfel de persoană am invitat și de această dată, cu care să stăm de vorbă despre ceea ce înseamnă romii, comunitățile de romi, viitorul acestora, ce înseamnă din punct de vedere politic și o șansă acordată romilor. Și am invitat pe domnul secretar de stat al Ministerului Mediului și președintele Agenției Naționale de Protecție a Mediului, domnul Toma Petcu. Bună seara, bine ați venit la mine în emisiune. Bună seara și mulțumesc frumos de invitație. Bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Mă bucur să v-am... Hai să încercăm să spunem. Noi suntem prieteni de foarte mult timp. O să încercăm în această emisiune. Va fi o emisiune așa colocvială, ca între doi prieteni. Suntem giurgiuveni, născuți, crescuți, educați, cu școli făcute aici. Cu școli, cu bătut mingea în curtea școlii, cu bătut mingea la stadionul de la fabrica de zahăr, care acum, mă rog, arată la alt nivel. La vremea respectivă ni se dătea voie să intrăm, să bate mingea acolo, că... Ai jucam ascunsea în cimitir la Zmârda în fabrica de zahăr. Da. Asta vreau să spun, o să vedeți că este o emisiune colocvială, o emisiune între doi prieteni, o emisiune în care împreună vom încerca să găsim soluții problemelor actuale ale comunității de romi. Noi am tot colaborat în decursul anilor pe aceste probleme, încercând să rezolvăm până la urmă probleme punctuale la nivelul de mici ajutoare financiare, mici chestii legate de locuit, mici probleme legate de ceea ce însemna actele de proprietate sau actele de identitate ale cetățenilor de etnie romă. Cum vede un majoritar populația de etnie romă din Giurgiu, făcând însă un pic abstracție de faptul că aveți fini și neamuri din etnie? Dacă aș lua o strict de cartierul, de zona în care locuiesc eu, de-a lungul timpului cred că am fost eu minoritar și nu m-a deranjat acest lucru. Pentru că am locuit și locuiesc în continuare, nu m-am mutat, tot în acea zonă locuiesc, pentru că, să știți, există o vorbă, casa părintească nu se vinde și e greu să pleci de acolo unde ai crescut. O zonă destul de puternică, populată cu etnie romă, nu m-a deranjat acest lucru și nu mă deranjează. Așa cum ai spus, am relații foarte bune cu mulți dintre cei, nu numai din zona respectivă, am dat zona Griviții exemplu, pentru că acolo locuiesc eu. Dar am prieteni foarte mulți în zona de Spoitori, în zona de Rudar, foarte mulți oameni pe care îi cunosc, îi apreciez, oameni deosebiți și am ajutat de-a lungul timpului, zona de Căldărar, deci practic toate cunosc, am așa să spunem avantajul de a cunoaște toate zonele de rom și să spunem a lucra cu ei de-a lungul timpului. Vedeți dumneavoastră, datorită și percepției de dinainte de 90, dar și cea care a urmat după Revoluție, etnia romă a fost de multe ori, să spunem, criticată, să nu spun hulită, că chiar n-a fost cazul. Dar oamenii trebuie să vadă nu doar minusurile sau lucrurile rele care există în etnia de romi, ci și vârfurile. Și aici pot să dau un exemplu, că tot vorbim pe plan sportiv. Aseară la meciul de fotbal am văzut o echipă Astra cu un rezultat foarte bun și cu susținători mulți. Am văzut o echipă Steaua aproape îngenunchiată. Din anii 90, în Giurgiu, un singur jucător din Giurgiu, provenind din Giurgiu, a reușit să mai joace la Steaua. Și acela este Virgil Lascarachi, care poartă numele fratelui meu, deci este fiul meu, ca și un exemplu foarte mic. Sora lui poartă numele mamei mele și așa mai departe. Deci vreau să spun că romii au elite, au vârfuri. Sper ca emisiunea dumneavoastră și nu numai, în general mass media, să promoveze acest lucru. Pentru că noi,
între noi oamenii promovăm lucrurile, le discutăm. Trebuie să vină cineva și să promoveze și lucrurile bune și imaginea pozitivă care există în Enea de Rom. Și aici avem și oameni cu performanțe foarte bune sportive, oameni care au performanțe din punct de vedere al pregătirii profesionale și al pregătirii la școală. Deci toate lucrurile astea trebuie evidențiate. Trebuie ușor, ușor să fie și o egalitate de șanse și o egalizare, până la urmă, a claselor sociale și de etnie în același timp. Înainte de a fi secretar de stat cu grad de ministru, până la urmă, cu rang de ministru, a fost subprefect. În calitate de subprefect erați și cel care coordona, să spunem, grupul de lucru mixt care se ocupa cu incluziunea romilor din cadrul prefecturii din Giurgiu. Dacă în oraș totuși mai există anumite grupuri de inițiativă, un grup de lucru la primărie, mediator școlari, mediatoare sanitare angajată, asistentul comunitar, adică sunt câteva posturi cheie care ajută într-adevăr comunitatea de rom, nu la fel stau lucrurile în județ. Există posibilitatea ca și în județ să punem un pic de presiune pe primării ca să reușească totuși ca în acele organigrame să prindă astfel de posturi? Presiunea între ghilimele, da, presiunea care între trebuie ghilimele. Să o menționăm. Ea, într-adevăr, trebuie să vină în primul rând de la prefectură, dar problema principală pe care eu în mandatul meu scurt de 7 luni de zile n-am reușit să o rezolv și văd că nici până la ora actuală nu s-a rezolvat, este faptul că încă în cadrul prefecturii nu există acel consiliu al romilor angajat. Da, expertul. Expertul pe romi. Nu este angajat. Aici este o problemă, pentru că acel om ar fi trebuit să aibă mandat din partea prefectului și să aibă ca unic obiectiv, atât timp cât lucrează în prefectură, să umble din primărie în primărie, să explice care este legislația, cum trebuie aplicată și ce trebuie să facă fiecare primar. Eu nu am apărarea primarilor, dar au atâtea probleme pe cap, încât cred că este una din puținele probleme la care ei se gândesc, chiar dacă ea are aplicabilitate legală, deci e acoperită, are bază legală, e acoperită de lege. Dar sper că până la urmă, eu atunci chiar am demarat că era o problemă cu posturile, cu blocajul posturilor, atunci să renunțase la ordonanța 77 a domnului Boc și să deblocase, mi-aduc aminte că era ministru domnul Stroie, am fost personal la audiență la dumnealui și la domnul secretar de stat Kipper la vremea respectivă care coordona prefecturile. În urma discuțiilor și demersurilor care le-am făcut, ni s-a deblocat acel post. Deci acel post este deblocat de aproximativ 2 ani de zile și din păcate, un an și ceva, și din păcate nici până la ora actuală nu s-a reușit angajarea acelui expert. Din ce motive nu cunosc, dar în mod sigur o să am o discuție cu doamna prefect, să-i reamintesc că este necesar acest post. Dar eu văd în paralel și o altă procedură de lucru. În afară de prefectură care are legal această posibilitate, mi-aș dori ca și la nivelul Consiliului Județean să existe o chestie similară. Pentru că dacă cele două instituții de greutate, cu forță în județul nostru, prefectura și Consiliul Județean și-ar da mâna și-ar încerca să explice în fiecare comunitate, să explice fiecare primărie, să meargă în ședințele de Consiliu Local, care este legea, cum trebuie aplicată și cum trebuie sprijinită etnia, cum trebuie sprijinită comunitatea de rom respectivă, cred că vom reuși să se deblocheze acest lucru. Repet, baza legală există, doar ea trebuie adusă la cunoștință și nu neapărat presiune, ci verificat primarii ca să o aplice cât mai repede. Dar cred că lucrurile trebuie să vină puțin de sus, adică să vină dinspre prefectură, Consiliul Județean, spre primării. De altfel e și un paradox, pentru că la ultimul recensământ, bine, ne luat în seamă cel din 2011, pentru că nu sunt validate încă rezultatele, în Giurgiu erau declarați 18.000 de persoane de etnie romă. În orașul Giurgiu, în municipiu, erau declarați 630 de persoane de etnie romă. După calculele pe care le-am făcut noi, după felul în care am reușit să identificăm, să cartografiem cumva zona atât a municipiului cât și a județului Giurgiu, am descoperit că în municipiu sunt în jur de 8.700-8.800 de persoane de etnie romă, iar în întregul județ sunt peste 40.000 de persoane de etnie romă, ceea ce înseamnă că județul Giurgiu, cu un număr de aproape 200.000 de locuitori, are aproape 25% din cetățeni de etnie romă, cetățeni care ar trebui implicați în proiecte pe fonduri europene pentru a-și deschide, nu știu, o fermă de vaci, o fermă de capre, nu știu, proiectele acelea pe ADR, sau cum se numesc. Ce ar putea să facă Ministerul Mediului? Pentru că știm că în portofoliul dumneavoastră existau acele aducțiuni de canalizare, de apă și hai să fim serioși, cam pe unde începe țigănia să cam oprește asfaltul, apa, canalizarea. Există posibilitatea de a iniția proiecte de acest gen
în colaborare cu, să spunem, Agenția pentru Romi sau, eu știu? În primul rând, în mod sigur, acele date care probabil că o să le furnizeze cei de la Statistică în Giurgiu sunt eronate, nu neapărat că au fost făcute greșit formularele, ci probabil au fost foarte mulți oameni care nu s-au declarat. Numai eu cunosc peste 1000 personal, cred că cunosc peste 1000 de romi și n-au cum să fie decât 600 și ceva. Dar, repet, sper ca, și e o chestie foarte importantă, e trebuia să înțeleagă că acele proiecte europene cu destinație specială pentru comunitățile de romi contează foarte mult și procentul, adică gradul de populație de etnie romă. Dacă n-ai un grad cât mai mare, automat absorpția pe fonduri europene cu, mă rog, pentru anumite activități pentru etnia romă este mai mică, se limitează. Legat de proiectele de apă și canal în comunități, nu stabilim noi Ministerul Mediului acest lucru. Ele sunt redactate de către primari. Primarii stabilesc împreună cu Consiliul Local strategia de dezvoltare a comunității respective, a orașului, a comunei respective și stabilesc de asemenea traseele pentru apă și canal și drum. Dacă în anumite zone au considerat că nu trebuie să introduse, probabil că aceasta a fost decizia pe care o luat. Noi putem să facem, mai ales prin agenția noastră, parteneriate cu asociațiile de rom și împreună cu secretariatul general care există la secretariatul care este la nivelul secretariatului general al guvernului pentru rom, cred că aceste parteneriate pot fi viabile. Cu atât mai mult cu cât doamna consilier pe problemele romilor din cadrul secretariatului guvernului, doamna Dana Varga, face parte și din partidul dumneavoastră din ALDE. Da, este colegă cu noi, așa este. Este o femeie deosebită, implicată, foarte activă, vorbesc destul de des cu dumneavoastră la telefon. Practic în fiecare săptămână este plecată în câte un județ și are activități specifice acolo. Când o să vină și la noi la Giurgiu să discutăm? Dacă stabilim și înaintăm o invitație oficială, eu vă asigur că cu prima ocazie când sunteți pregătiți va veni alături de noi și va veni cu lucruri concrete, pentru că e o femeie activă, cunoaște bine problemele, e foarte bine implicată și are și foarte multe soluții și este sprijinită, pentru că problemele comunității de rom sunt probleme la nivel național, nu sunt punctuale doar pentru Giurgiu sau orașul și județul nostru. Eu am zis întotdeauna că problemele comunității de rom, în cele mai multe cazuri, sunt și problemele majoritarilor, pentru că și noi ne confruntăm de locuri de muncă și noi ne confruntăm, la fel ca și majoritarii, cu accesul, cu infrastructura, cu educația slabă, cu sănătatea care, haideți să fim serioși, este la pământ, și dacă este la pământ pentru majoritari, cu atât mai mult pentru minoritari, cei care de regulă nu au loc de muncă, nu au acte, nu beneficiază de acea asistență socială, pentru că nu sunt asigurați. Deci sunt foarte mulți care nu sunt asigurați, sunt foarte mulți care nu există nicăieri, sunt foarte mulți care nu sunt înregistrați nicăieri. Noi am tot încercat în decursul timpului să reușim să le facem niște acte de identitate, am încercat tot felul de astfel de... Da, e de aici, practic, problema de la actele de identitate, pentru că dacă majoritatea ar avea acte de identitate și ar ști ce doresc, există legea clară pentru venitul minim garantat și atunci intri într-o bază de date și poți să devii și... Mă rog, să ai acoperire medicală, asigurat. Nu la nivelul unui angajat, dar ai o asigurare medicală minimă și ai acces la anumite lucruri, mai ales că statul garantează prin Constituție dreptul la sănătate, dreptul la muncă, la educație și așa mai departe. Repet, cred că problema pe care se dată foarte bine este cea legată de documente de identitate, actele de identitate. Acest lucru a pornit foarte puternic încă de la nivelul primăriilor și tot fac evidențe. Sunt mulți oameni care nu vin să se declare. Din ce motive, nu putem să ne dăm seama. De frică, de teamă. De frică, dar nu cred. Prieteni foarte buni primari în comunități de rom, cum ar fi domnul primar de la Clejean sau domnul primar de la Singuren, și mi-explicau că, virgulă, găsesc oameni la 30-40 de ani care până acum n-au venit să se declare. Nu sunt luați nicio evidență. Da, nu, lor le este teamă, pentru că și o să mai vedeți o situație paradoxală în comunitățile de rom. O să vedeți că o să-i cheme pe 70 dintre ei, nu știu, Ionescu, de teamă de a nu fi duși la bug, așa cum se spunea atunci, că sunt deportați. Și atunci există o teamă, ne caută, vrea să vadă că suntem țigani, vor să ne facă rău. Haideți să încercăm să vorbim un pic despre municipiu. Dincolo de problema locurilor de muncă, ce ar trebui făcut? Pentru că, clar, locurile de muncă
Va fi foarte greu să le rezolvăm. Vorbim la modul general. Nu, hai să vorbim la modul general, pentru că nu numai romii sunt persoane vulnerabile, cred că toți avem nevoie de locuri de muncă, cred că toți avem nevoie de o infrastructură. Până la urmă, dincolo de faptul că eu mi-asum identitar această identitate de rom sau de țigan, sunt român, sunt giurgiuvean. Eu chiar sunt mândru că sunt giurgiuvean. Și eu sunt la fel de mândru că sunt giurgiuvean și peste tot unde mă duc în țară spun acest lucru și încerc, în ciuda unor lucruri poate negative, că vedeți dumneavoastră, dacă apare ceva negativ de Giurgiu la televizor, oamenii rețin mai repede și mult mai ușor. Vedeam foarte mulți, mă întrebau din colegii mei din țară ce s-a întâmplat cu acel bloc la Giurgiu. Și încercam așa să justific într-un fel acea lipsă de experiență, să nu spun altfel, și încercam să o îmbrac frumos, pentru că până la urmă se râde de Giurgiu și are impresia că ce s-a întâmplat cu acel bloc se întâmplă în general prin Giurgiu și trebuie să scoatem oamenii din această mentalitate. Cred că trebuie abordată și problema locurilor de muncă, dar în paralel cu cea a infrastructurii și a facilităților pe care populația le are. Într-adevăr, primul obiectiv pe care l-ai tu ca și conducător al urbei, ca primar, trebuie să fie acela de a asigura populației accesul la apă, la canal, gaze, dacă le-ai introduse și le avem datorită domnului Iliescu din 2000 și guvernului Tăriceanu încă după în 2007-2008, la gaze, asfalt, la învățământ, pentru că sunt implicați la ora actuală și au în administrare de toate școlile și așa mai departe. Toate lucrurile astea trebuie să le facă un bun primar și este obligația lui, este fișa postului până la urmă, adică aia nu trebuie să te lauzi că o faci. O faci pentru că este obligația ta, lucrurile astea trebuie să devină normale. Dar degeaba îi pui la dispoziție omului toate aceste facilități dacă el nu poate să și le plătească, dacă nu poate să și le susține într-un fel financiar. Și ele trebuie împletite, trebuie îmbinate, trebuie să ținem cont că exercițiul financiar european 2014-2020 este ultimul pe la care România are acces. Dacă Giurgiu ratează și această perioadă de finanțare, pentru că după părerea mea personală, fără să supăr pe nimeni, perioada de finanțare 2012-2016 a fost ratată. Da, da, clar. Eu nu apreciez niciun proiect major european care a fost implementat în Giurgiu, de niciun fel, de colaborare transfrontalieră, pe orice tip de activitate. Repet, dacă ratăm și această perioadă de implementare a fondurilor europene, cred că Giurgiu poate ușor, ușor să-și ia gândul de a se mai păstra ca un oraș reședință de județ, pentru că ne depopulăm foarte mult. Problema depopulării sau a faptului că pe zi ce trece suntem din ce în ce mai puțin, să vorbesc mai concret, este una reală pe care trebuie să observăm cu toți. Dacă vedeam la începutul anilor 90 un oraș de 70-70 ceva de mii de locuitori, astăzi vorbim pe hârtie de 57-60 și în realitate de 40 și ceva. Da. Deci cam acolo este Giurgiu. Gândiți-vă la ce scădere demografică accelerată a suferit orașul nostru în această perioadă. Motive sunt multiple. De aceea spun că Giurgiu trebuie să dezvolte și economic. Am avut această posibilitate în 20 de ani de zile datorită unei poziții geostrategice pe care Giurgiu o are. Ținând cont că la vremea respectivă eram singurul pod peste Dunăre de legătură cu Bulgaria. Acum mai este unul la Calafat care ne concurează puternic și Bulgaria, având interes să lege Sofia cu restul Europei și de asemenea cu Grecia și Turcia, l-au realizat. Noi, între timp, abia reușim să reparăm pe ăsta în acest moment. E un lucru bun că se întâmplă, dar puțin cam târziu și încurcă și traficul. Dar, revenind la acest lucru, poziția strategică pe care Giurgiu a avut-o de-a lungul timpului trebuia folosită. Datele faptului că era singurul pod care făcea legătură cu Bulgaria, Grecia, Turcia și zicând Turcia ne ducem foarte mult spre Orient și trebuia să folosim acest lucru, în ce sens să-l folosim? Să facem parcuri logistice foarte puternice. Mă duc foarte des în Pitești, în Ploiești și observ ce zone, Brașov, Sibiu, ce zone logistice puternice sunt acele zone. Zona logistică este cea care îți creează locuri de muncă și dacă ai un parc logistic, o zonă puternică logistică dezvoltată, vin și firmele puternice să-și facă fabrici de producție acolo. Pentru că la ora actuală producția nu este restrânsă doar pentru județul respectiv sau țara respectivă. Oamenii vin și fac producție pentru a vinde în extern, pentru a exporta. Și automat, cum exporți? Prin logistică. Cea mai bună logistică pe care putea să o ofere România, din punctul meu de vedere, e la Giurgiu. Pentru că ieșai la Marea Neagră, te duceai pe Dunăre, până unde vroiai în Germania și chiar puteai să duci la un moment dat cu un transbord în marfă la Regensburg, puteai să urci până la Rotterdam, puteai să ajungi acolo.
aveai podul și duceai puțin pe Orient foarte repede, aveai Bucureștiul foarte aproape de Giurgiu, trebuia să ofere aceste facilități. Din păcate nu l-am oferit. E o problemă a oamenilor, pentru că vreau să discutăm un pic și despre zona liberă, pentru că cunoști și acolo problema. Nu ar fi trebuit cumva această zonă liberă să se transforme până la urmă din zonă liberă într-o zonă industrială? Nu era mai comod pentru oamenii aceia de acolo? Hai să fim serioși. Nu cred că mai sunt atâtea importuri din zona non-euro care să vină în România încât să mențină acel statut de zonă liberă. Giurgiu nu mai este interesant pentru zona non-euro. Singura zonă liberă care se pretează pentru non-euro este cea Constanța. Din Constanța. În rest, restul țării este izolat de non-euro. Mărfuri foarte puține și în cantități foarte mici mai intră în zona liberă din zona non-euro. Într-adevăr, atunci când se știa că acele facilități fiscale odată cu aderarea la Uniunea Europeană vor dispărea, vor fi șterse pentru că nu mai puteau fi aplicate facilitățile fiscale pentru că deveneam de țară non-euro și facilitățile zonei libere dispăreau, cei care conduceau zona liberă trebuia să gândească în acel moment ca ea să devină, ceea ce vă spuneam mai devreme, un puternic parc logistic. Repet, din punctul meu de vedere, acest lucru nu este târziu nici acum. Primăria, împreună cu conducerea zonei libere, pentru că practic sunt împreună, primăria este acționarul majoritar a zonei libere, poate să facă acest lucru, poate să demareze un proiect ambițios, pentru că sunt și fonduri care se aplică pe Ministerul Economiei pentru acest lucru și în același timp poți să oferi parteneriate serioase. Dacă ai pleca să cauți fluxuri de mărfuri și în același timp în paralel să demarezi un proiect, că este cooperare transfrontalieră, sunt foarte mulți bani pentru aceste tipuri de activități. Că vorbim că mergem pe Ministerul Economiei, putem să facem acest lucru. Dacă am demarat acest lucru și am transformat zona liberă într-o zonă logistică, cred că am putea să facem acest lucru, dar important este să există o idee bine cristalizată, oameni care doresc să facă acest lucru și care să depună eforturile, pentru că sunt eforturi foarte mari. Nu este foarte simplu să-ți asumi un proiect de asemenea învergură sau duci la capăt. E un proiect care, într-adevăr, poate ți implică 4 ani de zile de mandat și poate chiar mai mult. Dar un proiect care readuce la viață Giurgiu. Giurgiu a reușit, zic eu, fostul primar Iliescu, fără să-i aduc laude, să-i mențină statutul de oraș. Cred că cel care va lua primar de în 2016 va fi responsabil dacă reușește să mențină Giurgiu la statutul de oraș sau îl coborâm foarte mult. Adică vorbim de existența unui oraș până la urmă. Dacă lucrurile astea nu le înțelegem și nu ne punem eforturile, indiferent cine va fi primar, echipa de consilieri, viceprimari, Consiliul Județean, cine îl va conduce, cine va fi la guvernare, dacă acești oameni nu își vor da mâna și vor trage pentru orașul nostru, vom avea probleme serioase până în 2020 și mai ales după 2020 și apoi ce este problema copiilor noștri, care cred că este delicată. Poate noi am acceptat să fim carne de tur, să ne sacrificăm, să acceptăm orice, dar cred că pentru copiii noștri n-ar trebui să acceptăm. Dar nu crezi că important ar fi totuși și o conlucrare între tot ceea ce înseamnă forțe politice? Pentru că, nu știu, eu mi-aduc aminte și ți-aduci și tu aminte cu siguranță, în 97 am văzut o astfel de întâlnire la care în timpul acela exista un senator din partea UDMR, Ghiula Lorinții, cel care a reușit să termine școala 8 chiar, unde învață, da, și, unde învață și copiii, și copiii noștri, da. Datorită lui a fost terminată. Ultima întâlnire de acest gen în care s-au întâlnit deputați, senatori, nu știu, tot ceea ce însemna ieșicherul politic giurgiuvean a avut loc la primăria Giurgiu, în fosta primărie, în vechea primărie, deci vorbim despre 97. Eu n-am mai văzut o astfel de întâlnire la Giurgiu în care să existe, nu știu, un fel de grup de dialog social. Domnule, hai să stabilim o strategie. Care este proiectul Giurgiu? Pentru că ar trebui să existe un proiect. Dom'le, aici ne ducem pe zona de economică, aici ne ducem pe zona de investiție, aici ne ducem pe zona de infrastructură. Hai să stabilim un lucru pentru următorii 5 ani, 10 ani, 15 ani de zile. Nu master planurile alea, că eu cred, vă rog să mă credeți că sunt sătul când aud sunt numai foarte greu de realizat, așa. Chestii din acelea bombastice. Dar e necesar să găsim până la urmă și o colaborare între tot ceea ce înseamnă oamenii de decizie și chiarul politic actual. Mă sigur este nevoie de o colaborare și cineva trebuie să-și asume acest lucru și eu repet, personal văd tot prefectura și Consiliul Județean pentru că sunt, bine, în parteneriat cu primăria Giurgiu, dacă vorbim strict de orașul nostru, văd și primăria Giurgiu implicată fără discuții. Deci aceste trei instituții trebuie să demareze un proiect de asemenea fel, să-l înceapă de acum și el să fie continuat, indiferent cine va fi prefect, președinte, primar de Giurgiu. Trebuie continuat, trebuie dus la capăt, pentru că, dacă, repet, nu reușim să consolidăm și să dezvoltăm orașul,
riscul de a, nu știu, de a te transforma într-un oraș al nostru, gen, nu știu, Zimnicea, Oltenița, orice alt exemplu vă doresc să vă dau, să ajungem la nivelul la Giurgiu, există, pentru că Giurgiu a fost puternic industrializat între anii 50 până la Revoluție, până în anii 90. Ah. Foarte puternic. Ceaușescu a avut un merit, a folosit bine faptul că avem podul la Giurgiu. Ceaușescu a făcut ce spun eu acum. A folosit faptul că suntem port la Dunăre, unul din porturile cele mai importante, doar Galațiu mai concura cu noi, eram port la Dunăre, aveam podul și a folosit foarte mult acest lucru și a dezvoltat Giurgiu cu foarte multe fabrici, industrie puternică, economie puternică. Am fost, uitați-vă, dacă luați demografic să vedeți undeva în anii 50, că suntem pe la 40.000, cam cum suntem acum, și ne-a dus până la aproape de 80.000, ne-a dublat. Efectul în următorii 25 de ani a fost invers. Deci de aia că trebuie să ne uităm la aceste lucruri. Aici ar trebui probabil în această comisie să fie oameni care cunosc istoria Giurgiului, oameni care cunosc economie, oameni care cunosc foarte bine și problema socială, pentru că aceste lucruri le facem pentru oameni. Păi eu mi-aduc aminte, aveam 10-12 ani, cred undeva prin 85-86 și când ieșea la ora 4 șantierul Nagval și Mugu, exista o mare de biciclete care părea așa, interminabilă. Dumneavoastră vorbiți doar ce a fost în zona liberă, dar gândiți-vă la Navrom, care era cea mai importantă secție după Dunăre împreună cu Galațiu. Gândiți-vă ce însemna Dunăreana, care era cea mai mare fabrică de țesături din sud-est Europei. Gândiți-vă ce era combinatul chimic, ajunsesem la platforma 2, la o extindere, deci aveam un combinat că se produceau aici clorozodice, care nu se produceau, nu erau prea multe în țară. Gândiți-vă la toate aceste lucruri, nu puteți să vă duceți la asta, într-adevăr, au fost aici, dar au fost multe lucruri, foarte multe lucruri. Și acum ne uităm că nu avem nimic de lucru. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate cu un promo. Vă așteptăm alături de noi și în partea a doua a emisiunii. Ne puteți da, bineînțeles, SMS-uri 0768 04041, alături de mine domnul ministru secretar de stat Toma Petcu. Revenim după un scurt moment de promo. Urmăriți emisiunea Sport Arena numai la TV Giurgiu. Dragi telespectatori, vă invit în fiecare joi de la ora 16 să urmăriți emisiunea Educația Juvenilă. Vor fi mai multe teme, având ca subiect educația școlară, educația sportivă, educația sanitară, educația juridică, educația spirituală, o emisiune ce se adresează exclusiv copiilor. Vă așteptăm numai la TV Giurgiu. Trăim o tranziție ce pare fără sfârșit. Foarte multe întrebări și prea puține răspunsuri. Împreună cu invitații noștri încercăm să vă oferim noi răspunsurile. În fiecare vineri la emisiunea Cronica Giurgiuveană, de la ora 21, la TV Giurgiu. În fiecare luni, de la orele 21, întrebări și răspunsuri, în direct, la Audiența. Audiența, numai la TV Giurgiu, de încredere. Silvana Râciu și vă invit să urmăriți în fiecare seară de miercuri de la orele 19:30 la TV Giurgiu, emisiunea La Porțile Dorului, moderată de prietenul meu Ilie Clement. Doar aici puteți urmări artiștii dumneavoastră preferați.
Întrebări, răspunsuri, idei, comentarii. Marțea de la ora 16. Sunt Camelia Sacchetti și vă invit la Panoramic. O emisiune tonică ce întoarce subiectul pe toate fețele. La TV Giurgiu. Conviețuit, o emisiune despre romi, despre obiceiurile acestora, despre problemele cu care se confruntă această comunitate, numai la TV Giurgiu, în fiecare luni de la orele 17. Se aud câini în Giurgiu, dar nu mai umblă cu covrigi în coadă. Suntem mândri de asta. Eu vă propun să privim Giurgiu și giurgiuvenii cu alți ochi. Giurgiu, înainte de toate. O emisiune moderată de Gelu Brebenel. În fiecare joi, de la ora 19:30. Dacă ești giurgiuvean, pune Giurgiul înainte de toate. Toată săptămâna puteți face ce doriți. Acordați-vă o jumătate de oră însă sănătății dumneavoastră. Sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Medicina în direct, miercurea, începând cu ora 21:30, preț de o jumătate de oră în fiecare săptămână, în direct veți fi dumneavoastră cu noi, doctor. Bună seara din nou și bine ați revenit în fața televizoarelor la prea frumoasă emisiune Romul de lângă tine. O emisiune deosebită, deja chiar o emisiune în care vedem că SMS-urile încep să o ia înaintea discuției noastre. Vrea să revină alături de mine domnul ministru Toma Petcu. Vrea să revină să într-adevăr un subiect corectăm. Închis. Vreau să-mi fac o mea culpa, într-adevăr. După anii 90 am mai jucat din Giurgiu, am mai produs un jucător foarte bun care a jucat la Steaua. Este vorba de Marius Croitoru și îmi fac mai culpa pentru că n-aveam voie să-l uit, pentru că undeva prin anii, cred că prin 98-96, chiar am jucat fotbal alături și de Virgil Lascarache și de Marius și Florin Croitoru, de frații Croitoru, la Dunărea Giurgiu și mi-aduc aminte cu mare plăcere de acea perioadă în care am fost colegi de echipă. Într-adevăr, un alt fotbalist mare care a jucat la Steaua mult timp și performează și acum la Botoșani este Marius Croitoru și, cu scuzele de rigoare, așa este. A plecat de la Botoșani acum, s-a certat cu Leo Grozav. Da, m-am referit la Virgil Lascarache pentru că vorbeam de Inia Roma. Mai avem câteva SMS-uri pe care vreau să le citesc înainte de a le lua discuția cu domnul Petcu. Deci a fost rezolvată, într-adevăr este și Marius Croitoru. Bună seara, aș dori să vă întreb dacă știți când se dă ajutorul de urgență pentru cei cărora le-a intrat apa în casă. Vă rog să răspundeți, mulțumesc. A avut loc o ședință de consiliu local în care a fost votat acest proiect. Săptămâna trecută a avut loc și ședința de consiliul județean, pentru că există două componente în acest ajutor financiar de care veți beneficia, unul acordat de către primărie și unul de Consiliul Județean. În mod normal, de săptămâna următoare, de luni chiar sau de marți, vor începe să veți fi chemați să vă ridicați acele ajutoare financiare pentru cei care au fost afectați de inundațiile recente. O să vreau să mai fac și o scurtă paranteză cu scuzele de rigoare față de invitatul meu. Tot astăzi în ședința Consiliului Local a fost aprobată o hotărâre de Consiliul Local prin care vor fi acordate 663 de ghiozdane cu rechizite pentru copiii vulnerabili. N-aș vrea ca cineva să tragă din punct de vedere politic pe acest lucru, tocmai de aceea vă comunic eu. Deci cele 663 de ghiozdane vor fi acordate ca urmare a unei solicitări către Inspectoratul Școlar care a făcut o cerere către școli. Fiecare școală are un
are un număr de astfel de ghiozdane. Deci în total, dacă vă aduceți aminte, acum 2 ani s-au acordat 430 de ghiozdane. De această dată s-au obținut cumva mai multe, sprijinul municipalității până la urma urmei. Copiii care vor începe anul acesta la școală vor primi 663 de ghiozdane cu rechizite. Valoarea unui astfel de ghiozdan este de aproximativ 100 de lei. Continui un pic cu SMS-urile, dacă îmi dați voie. Felicitări pentru emisiune, respect pentru domnul ministru Toma Petcu, felicitări pentru tot ce realizați pentru etnia romă, domnule președinte, mulțumesc, felicitări pentru emisiune, salutări de la Gostinari, vă mulțumim pentru tot sprijinul acordat, Maria din Clejan, salutări și la Gostinari și la Clejan, două dintre viitoarele noastre filiale foarte, foarte puternice, am eu o certitudine așa. Felicitări pentru emisiune, avem nevoie de un primar tânăr ca domnul Petcu, lăsați tineretul în țară, nu îl goniți afară. Da, uite o problemă. Ce facem cu tineretul, domnule Petcu? Vreau să vă spun că România și Giurgiu produce tineri, produce între ghilimele, produce tineri capabili. Tineri. Dacă ne luăm după ultimele rezultate de la bacalaureat, n-am spune. Corect, dar aici vorbim de excepții. Eu spun că sunt foarte mulți tineri din Giurgiu care au performat, au studiat, au învățat la București și au rămas acolo. Nu vorbesc doar de ultimele rezultate, vorbesc de, nu știu, dacă îmi permiteți, mă consider și eu tânăr, undeva de la generația, și dumneavoastră, toți suntem tineri, de undeva de la generația mea în jos pot să consider categoria de tineret. Am întâlnit în București, datorită faptului că s-a aflat că am această poziție, oameni care au venit să-i sprijin cu anumite lucruri, în special locuri de muncă și așa mai departe, foarte bine pregătiți, capabili, oameni care tineri care nu-și doresc să se întoarcă în Giurgiu, care caută o soluție, orice variantă, să rămână în București. Am încercat pe mulți dintre ei să-i încurajez să se întoarcă, dar neoferindu-le o variantă fiabilă, într-adevăr, ei aleg varianta să plece. Sper ca acest dialog pe care cineva trebuie să-l inițieze, sper ca toate lucrurile care se vor întâmpla, să spunem, nu știu, în următoarea perioadă, să facă tinerii să rămână în Giurgiu. Acest lucru depinde, în primul rând, de mediul politic. Dacă politicul, cu oamenii cu experiență, cu o vârstă destul de, mă rog, mai mare decât a noastră, care sunt necesari în politică și e bine că sunt acolo, dacă nu înțeleg acest lucru și nu creează facilitățile, nu construiesc, nu dau o șansă tinerilor, probabil că vor ajunge sau vom ajunge să construim aceste lucruri frumoase despre care vorbim, să dezvoltăm Giurgiu, dar să nu avem forța de muncă necesară. Și cea calificată plecând de jos și forța de muncă calificată superioare, cu studii superioare. Toate acești oameni vor migra. Ușor, ușor vor pleca în altă parte. Fie că vorbim să plece afară, în afara țării, fie dacă nu la București sau undeva în țară unde li se oferă o șansă mai bună. Mi-am făcut și eu cont de Facebook de curând. Nu am fost pasionat, dar de curând am intrat și eu în lumea virtuală. Și acolo foarte mulți colegi din generația mea de liceu m-au găsit și am găsit și eu pe ei. Dom'le, cred că din 20 care i-am găsit, mai mult de jumătate sunt plecați din Giurgiu. Cred că sunt vreo 7-8 în țară și restul sunt afară. Acest lucru spune ceva despre Giurgiu. E, mă rog, o comparație minoră, dar e un nivel de raportare la care poți să te uiți. Eu recunosc că trebuie să mai fac curățenie puțin. În ei că ajunsesem la 5.000 de prieteni. N-am această performanță că sunt... Să mai tăiem din ei. Sunt boboc. Vreau tot să vorbesc despre tineri. Nu cumva există și o lipsă de colaborare între ceea ce înseamnă educație giurgiuveană, chiar nu e obiectul acestei emisiuni, și racordarea la ceea ce înseamnă realitate economică? Pentru că vreau să dau un exemplu. Eu știu că șantierul naval, și sunt convins că îl știi și tu, șantierul naval aduce două autobuze de sudori, nu știu de unde, de la Oltenița, de la Călăraș. Sunt 80 și ceva de persoane. Chiar nu suntem în stare să discutăm cu inspectoratul școlar și să creăm grupe de... școala profesională de sudori care să fie angajați acolo? Sper să nu mă înșel, dar de curând, cred că de un an sau doi, s-au reluat acele școli de meserie. Într-o fază, cred că la fosta marină, actual amiral Bălănescu, și nu știu cumva dacă la construcții. Într-o fază, într-adevăr, mai timidă, pe categorii mai puține. Dar s-a început acest lucru, s-a început să se revine la școlile profesionale. Nu trebuie să ne fie rușine că absolvim doar o școală profesională și până plecăm în câmpul muncii, pentru că este mai grav să faci un liceu, să te duci pe același meserie care ai făcut-o într-o școală profesională și, de fapt, să nu știi.
Cred că acest lucru trebuie să fie mai puternic, dar, repet, trebuie să fie cineva care să facă legătura și să cunoască bine mediul economic, să știe ce necesar de forță de muncă ai în Giurgiu și ceea ce îți oferă învățământul și să faci un proiect pe 4 ani de zile. Acești oameni să aibă răbdare pentru că, vedeți dumneavoastră, am fi decalați. Astăzi înființăm școală pentru sudori, cum a spus, pentru lăcătuși, pentru șantierul naval și s-ar putea când ajungem să, ca acești oameni în 3 ani de zile să termine, să plece în câmpul de muncă, șantierul naval să nu mai aibă nevoie sau să aibă o problemă economică, financiară, Doamne ferește, pun acest lucru și ușor să restrângă activitatea. Nu mă refer la numai la asta, mă refer că nu mai găsim. Uite, am căutat de curând mamei mele acolo pe Rozelor unde stă, i s-a spart o țeavă și avea nevoie de un instalator. Am căutat un instalator nu știu cât timp. Deci am dat o grămadă de telefoane pe la cei care știam și eu că sunt instalator. Bă, duceți-vă până la mama, reparați-o țeavă. Despre asta e vorba până la urmă. Nu mai avem tâmplari, nu mai avem electricieni, nu mai avem... Cred că toată lumea așa cum era. Sunt două motive aici. Este cel de care am discutat până acum, faptul că la ministerul, la nivelul Ministerului Învățământului, pentru o problemă națională, nu doar la Giurgiu, nu s-a luat această decizie de a stabili un număr minim obligatorii. Aici ar trebui să meargă în felul următor. Dom'le, cât are județul Giurgiu? Câtă populație are? 240.000. Un procent minim pe care îl aplici, alea trebuie să fie clase care să aibă specific de activitate și să te pregătească pentru meserie, o anumită meserie, da? Deci asta trebuia să fie prima măsură și a doua măsură care către, sau al doilea lucru care trebuia să întâmple, ca noi, părinții, să înțelegem până la urmă că, virgulă, copiii noștri pot să absolve foarte ușor și le e benefic și o școală de meserii. Degeaba îl înforțăm sau îl îndrumăm către un liceu, termină liceul, nu-ți găsește un loc de muncă și după o perioadă își găsește un loc de ospătar și te duci la AJOFM și faci acele cursuri de formare profesională și devii ospătar după 6 luni. Când ai putea să-l lași de prima dată acolo. Dar, repet, cred că lucrurile astea țin de ambele aspecte. În primul rând, trebuie să oferi, și aici statul trebuie să vină să ofere prin Ministerul Învățământului posibilitatea de a te școli, a te pregăti și, pe urmă, să conștientizezi populația că e bine să-ți îndrumi copilul și petre către acele meserii. Mai era o problemă foarte importantă, dacă ne aducem aminte, nu sunt comunist, dar pun în oglindă și vremea lui Ceaușescu. Se vorbea foarte mult despre muncitori pe vremea lui Ceaușescu. Într-adevăr, avea și eu un substrat foarte puternic de propagandă, dar se vorbea despre muncitori, muncitorul în sine, că orice era el, că era lăcătuș, că era sudor, că era miner, societății. Era baza societății, se punea într-o oglindă favorabilă, era promovat. Păi astăzi nu mai promovăm, dacă vă uitați la televizor, cu tot respectul, nu vreau să critic presa, dar dacă vă uitați la televizor, nu mai promovăm muncitorii. De muncitori vorbim doar când mai fac greve până Valea Jiului, sau eu știu, când apar anumite probleme punctuale sau au accidente de muncă. Dar să promovăm în sensul pozitiv calitatea de muncitor, nu mai facem acest lucru, nu mai conștientizăm copiii că în afară de economist și jurist poate să existe și alte pregătire profesională. Fără să supăr economiștii și juriști. Și am zis, economiștii și juriști. Deci nu vreau să supăr aceste două categorii profesionale, dar trebuie să conștientizăm. Cred că s-au făcut peste 200 de coafeze în ultimul timp prin cursurile de reconversie socială. E o meserie, e un lucru bun. E o meserie, din punctul meu de un lucru bun. Dacă își găsesc de muncă, e foarte bine. A, că vii cu o calificare în plus, că până la urmă cursurile de reconversie profesională înseamnă o calificare în plus față de ce ai. Ok, e bună, e necesară, e foarte bine că o facem. Dar la bază trebuie să ai ceva. Reconversia profesională nu înseamnă că te califică pe tine ca un expert pe domeniu. În schimb, ala care face o școală profesională e expert pe domeniul lui, indiferent ce înseamnă. Că e sablor, că e tinichigiu, e expert pe domeniul ăla, că e drugher, omul e expert pe domeniul lui. Hai să vorbim 2-3 minuțele și despre noul cod fiscal. Știu că este o măsură, eu recunosc că la început am fost un pic așa sceptic față de noul cod fiscal, deși după ce l-am citit și eu și am încercat să-l aprofundez, am înțeles că sunt o mulțime de elemente foarte bune. Sunt și câteva elemente care, sincer să fiu, sunt un pic deranjante. De ce tot acest scandal până la urmă pe acest nou cod fiscal? De ce 20 și nu 19? Ce parte ați susținut-o? Noi am susținut-o. Când spun noi, mă refer la grupul ALDE, parlamentar ALDE și, în general, tot partidul ALDE a susținut în permanență acel 19% care a fost promovat inițial și pe care l-am votat cu toții. Atenție! În Parlament, toată lumea a votat, inclusiv PNL-ul, toată lumea, UDMR-ul și toată lumea a fost consens politic pe acest proiect. Și s-a votat și a fost transmis către președinte așa. Faptul că președintele și guvernatorul BNR au venit și au ridicat anumite aspecte, din punctul meu de vedere, ele au ținut doar de o strategie politică.
Cred că s-a dorit neapărat să arate că un lucru bun, benefic, pe care, de care mediul economic are nevoie. Vedeți dumneavoastră, în 2010, când s-a făcut acea majorare de TVA de la 19% la 24%, eu eram director general la două companii private și aveam aproape 1000 de salariați, un rulaj foarte mare. Știți cum a fost acest TVA pentru mediul privat? Ca un ciocan, ca un baros, aproape că ne-a demolat, ne-a desființat definitiv. Foarte puțini au rezistat, cei care au avut forță și activitate destul de puternică și care încasau la timp, pentru că problema TVA-ului era următoarea. Emiteai factura, datorită problemei că eram și în plină criză economică, nu se încasa la timp și ulterior tu trebuia să duci să plătești către finanțe toate datorile către bugetul de stat. Și pe lângă faptul că plăteai un 19% în avans, veneai și plăteai un 25% din tot ceea ce facturai în avans. Pentru că tu banii ți-i luai la 30 de zile, 60 de zile, 90 de zile. Și tu trebuia să ai capacitatea să creditezi această perioadă de finanțare a statului, mărită cu 5%. Eu speram ca acest lucru să fie până la urmă, nu erau nici 20%, dar eu speram să fie cu 90%, pentru că, vedeți dumneavoastră, eu acum reprezint statul român, sunt angajatul statului. Dacă statul român nu susține mediul economic prin măsuri economice, absolut nimeni din ceea ce înseamnă administrație publică, că e locală, că e națională, n-a reușit să-și facă treaba, n-a reușit să existe. Motorul economiei este mediul privat, pentru că am trecut de la un comunism, o economie centralizată și totul era stat, și partea de economie și partea de administrație era stat, am trecut în capitalism, unde administrația publică e administrație publică și unde economia privată este economie privată. Mai sunt anumite componente de economia statului la care statul român este acționar. Okay. Dar, mare dar după, toată cearta asta, după toată cearta asta, ba 19, ba 20, ba ne ducem, ba nu ne ducem. Pentru mine, cetățeanul de etnie romă, care n-am studii economice, e mai bine? Mă ajută cu ceva? În mod sigur, relaxarea fiscală ajută toată lumea, pentru că, vedeți dumneavoastră, 19% se aplică la absolut tot ce cumpărăm noi. TVA-ul se aplică la orice produs pe care îl cumpărăm. Că vorbim de alimentație, dar aici au fost niște pași făcuți în avans și s-au redus pentru anumite alimente la 5% și a fost un lucru benefic. S-a simțit într-adevăr, s-a micșorat foarte puțin prețurile, dar au contat mult, pentru că în perioada asta nu s-au mărit prețurile, ba mai mult au scăzut. Dar acest 5%, acest procent, se va simți în tot ce cumpărăm noi ca și populație, tot ce plătim ca facturi, că până la urmă și facturile de energie, de apă, toate le plătim, absolut tot plătim cu TVA-ul pus. Avem 24%. Normal că e 5% de mâine, să zică cineva, bă, plătești totul cu 5% mai puțin. Cred că e benefic pentru populație, nu doar pentru mediul economic. Deci este benefic pentru toți, pentru toată lumea. Asta trebuie să înțeleagă. Cu orice procent care se scădea din acest TVA, se resimtea la populație, vorbim strict de oameni. Într-adevăr, era un avantaj și pentru mediul economic, pentru că și pentru ei era mult mai ușor să juleze banii cu un TVA mai mic și să aibă un cash flow mai puternic. Încă primim SMS-uri, felicitări pentru emisiune, vă mulțumesc frumos, țineți-o tot așa, sunteți cei mai tari. Domnule președinte, este adevărat că veți candida la primărie, mult succes. Da, probabil că o să candidăm și noi la primărie. Da, haideți să ne întoarcem puțin și la zona de, și la zona de rom despre care am început. Eu recunosc că luat de frumusețea discuției și a subiectelor importante pe care pe urmă le-am abordat, am lăsat un pic așa această zonă de romi. Ce ar trebui să facă până la urma urmei administrația locală pentru acești romi din Giurgiu? Că ne-am întors în Giurgiu. Cred că în primul rând ar trebui să încerce să pună la masă comunitățile, pentru că eu am avut posibilitatea, repet, și de-a lungul timpului ca apropiat, ca prieten al lor, dar și de când fac politică, ca partener politic al acestor comunități de rom, să-i văd cum gândesc, cum acționează. Cred că cineva care îi cunoaște foarte bine din mediul politic și care să aibă și putere de decizie, să reușească să-i coaguleze, să-i pună, nu neapărat sub aceeași umbrelă, dar să-i pună la masă, să creeze o armonie între ei. Al doilea lucru, ar trebui să dispară orgoliile și diferențele. Trebuie să recunoaștem că și printre comunitățile de rom există oameni înstăriți, oameni cu situație socială bună, care n-ar trebui, să zicem, să fie sprijiniți în aceeași măsură pe care trebuie să-i sprijinim pe cei defavorizați, pentru că ei sunt mult mai mulți. Ar trebui să găsim categoria defavorizată din rândul romilor,
Pentru că nu toată etnia de romi este defavorizată și trebuie să recunoașteți acest lucru. Dar eu am spus mereu, deci, această emisiune... Clar, trebuie să spunem lucrurile pe nume. Trebuie să ducem pe zona defavorizată din etnia de romi și să vedem ce soluții găsim cu ei. Partenerii în această discuție trebuie să fie și zona favorizată de romi și, în primul rând, autoritățile locale. Trebuie să vadă dacă poate fi partenerul social pe anumite tipuri de proiecte pentru toate asociațiile de romi, ONG-urile de romi, sub orice formă de organizare. Pe lângă acest lucru, trebuie să reacționeze, așa cum am spus mai devreme, s-au dat două hotărâri de Consiliu, una de Consiliu Local și una de Consiliu Județean, cu sprijine pentru zona în care a fost inundată. Acea zonă este majoritară de romi. Da, și, și tu, e cea de pe pietrelor, o cunoaștem. Majoritatea familiilor de acolo sunt romi. Acești oameni au nevoie să fie sprijiniți pentru că nu au posibilitatea să-și reconstruiască o casă în momentul când vine o intemperie. Și a venit ce a venit și uite ce e afară. Adică corect, nu ai timp, prins, măcar să o refaci. Da, i-a prins într-o situație foarte delicată. Repet, dar în primul rând trebuie să-ți creezi tu la nivelul primăriei, Consiliului Județean și Prefecturii o structură care să monitorizeze acest lucru. Pentru că problema socială este una destul de delicată. Dacă nu gestionezi cum trebuie, ea poate să aibă și repercursiuni. Trebuie să spunem clar din capul locului că același lucru trebuie să facă primăria, dumneavoastră m-ați întrebat doar pentru romi și am răspuns doar pentru romi. Da. Dar primăria și Consiliul Județean și Prefectura trebuie să facă același lucru și pentru majoritari și pentru români. Pentru că egalitatea, dacă am luat așa un raportare, ea este, cum să spun eu, exponențională, proporțională și pentru români și pentru romi. Trebuie sprijiniți în aceeași măsură. Și ce este cel mai important, prin grupurile de dialog social, să creăm o armonie între cele două, să spunem, entități, între majoritari și minoritari. Dacă nu creăm această armonie și nu avem dialog și nu ne înțelegem unii pe alții, tot timpul o să creăm diferențe și cei care vin și pun presiune pe un primar, pe un președinte de Consiliu Județean sau pe prefect, sunt majoritarii că sunt favorizați minoritarii și minoritarii că sunt defavorizați în favoarea majoritarilor. Acest lucru trebuie să înțeleg. Eu am tot spus în această emisiune și ideea de bază de la care a plecat această emisiune era că reflexia în media, ceea ce însemna comunitățile de țigani, era orice cu muci și orice cu palate. Niciodată acești oameni nu se refereau la cel ca mine. Și ca mine sunt încă foarte mulți. Da, acea pătură mijlocie... Hai să vă spun ceva. Și la români același lucru e promovat. Cu tot respectul, și la român același lucru e promovat. Și în special de televiziunile naționale. Eu am asistat, pentru că am fost invitat de câte ori am fost plecat în țară, la multe televiziuni locale. Cu tot respectul, cred că mai televiziunile locale să duc mai mult pe această componentă de mijloc, de a arăta lucrurile cât mai normal decât ceea ce înseamnă la nivel național, pentru că cei de la nivel național sunt interesați de ratinguri, sunt interesați de publicitate, dar de altceva și vin și arată senzaționalul. Senzaționalul negativ, senzaționalul pozitiv și vin și arată numai lucruri care se vând, care atrag foarte repede, mai puțin normalitate. Și aici e un lucru care nu e în regulă, pentru că ei sunt la nivel național sunt principalii formatori de opinie și pe plan local fiecare trebuie să fie formator de opinie. Mass media este formator de opinie. Dacă vine și arată o imagine deformată, care defavorizat o anumită clasă, o anumită etnie, cum este cazul ăsta, acea imagine se va perpetua și va rămâne. De multe ori avem o problemă cu romii fără a intra în contact cu ei. S-ar putea ca oameni care nu au intrat în viața lor în contact cu un singur rom să aibă o problemă cu ei, dar să nu știe de ce. N-a avut o problemă niciodată. Doar pentru că, datorită timpului, prin mass media, prin presă, i s-a prezentat lucruri negative. Și eu personal sunt întrebat că de ce nu mă refer neapărat doar la cei defavorizați. Și am spus, dom'le, emisiunea asta de aici nu este pentru cei care primesc, nu știu, rufe de la second hand. Emisiunea asta nu este pentru ăla care să vinde pe 20 de lei o sticlă de ulei sau ce face el în campanie electorală. Emisiunea asta este o emisiune în care se arată că și romii au alte capacități, că există și în rândul nostru oameni care sunt ingineri, care sunt profesori, care sunt, nu știu, aici avocați. Aici vă rog minte la dumneavoastră, promovați foarte mult. Păi asta încerc să fac în această emisiune. Vreau să arăt că în această emisiune se poate vorbi frumos de această comunitate de rom și de către majoritari. Și tocmai de aceea în această emisiune am invitat, la fel cum te-am invitat pe tine cu mare drag în această emisiune, am invitat tot felul de deputați, senatori, parlamentari, europarlamentari, miniștri care au venit și au stat de vorbă cu noi încercând să găsim împreună până la urmă și un lobby în ajutorarea acestei emisiuni. Și trebuie să înțelegem noi oamenii politici că nu putem să venim să vorbim în primul rând doar frumos fără să facem nimic concret și în al doilea rând nu putem să vorbim și să încercăm să facem ceva pentru oameni, fie că e comunitatea de romi sau comunitatea de români, doar atunci când avem nevoie de voturi.
Trebuie să facem acest lucru în permanență. Dacă odată clasa politică, cel puțin după ce s-a întâmplat anul trecut, nu a înțeles că politica este restartată și se va face sub o altă formă, credeți-mă că acei oameni care vor dori să mai facă politică nu se vor regăsi la un moment dat în votul electoratului, nu în partide. Că în partide te poți regăsi fără probleme. Mai ales acum că s-a modificat legea, se poate înființa partid și cu 3 membri. Nu e niciun fel de problemă. Poți să faci partid oricând. Dar nu te regăsești în votul electoratului, că asta este cel mai important. Absolut. Votul electoratului. Nu putem să venim să le vorbim doar o dată la 4 ani de zile despre cât de importantă este etnia de romi, cât de importantă este pătura socială care, nu știu, dezvoltă foarte mult orașul și muncește, cât de important sunt investitorii, cât de important este pătura de mijloc, profesorii sau mai știu altceva, sau medicii. Trebuie să vorbim despre acești oameni în permanență, trebuie să avem acțiune concretă și să acționăm în sensul ăsta pentru ei și ce este cel mai important este să ne păstrăm promisiunea, pentru că e greu să-ți păstreze o promisiune dată astăzi și la anul. Este foarte greu, dar trebuie să ai capacitatea și dorința să faci acest lucru și să-ți dorești să mai apari în fața electoratului, că s-ar putea mulți oameni să speculeze un moment, să obțină un profit maxim și nu vreau să supăr pe nimeni, dar pot să dai exemplu domnului primar. A speculat 2012 fantastic, a luat profitul maxim de la electorat că era nemulțumită de Iliescu la vremea respectivă și nu l-a capitalizat în următorii 4 ani de zile. Ba din contră, l-a pierdut foarte mult. Acest lucru sper să nu se mai întâmple și în 2016 și nu mă refer la Barbu să nu se întâmple. Poate are posibilitatea să facă niște lucruri bune în următoarea perioadă și să recapitalizeze baza de votanți care a avut-o în 2012. Dar trebuie să ții cont de acest lucru. Eu dacă voi candida sau nu la primărie, așa cum a spus mai devreme cineva de aici, o voi face nu doar pentru 2016-2020, o să fac și pentru 2020-2024 și așa mai departe. Pentru că pe termen lung trebuie să-ți dorești să construiești ceva și dacă dorești să continui, te comporți în timpul mandatului gândindu-te la celălalt și ca atare ai grijă ceea ce faci și cum te comporți. Ce este important să nu ne îmbete puterea, să nu ne ia mințile și să uităm foarte repede când ajungem pe un scaun ce trebuie să facem și cine ne-a pus acolo, care e foarte important. Am ajuns la finalul prea frumoasă emisiuni, vreau să reamintesc doar ajutoarele acelea vor porni probabil de săptămâna viitoare către dumneavoastră, cele 663 de ghiozdane care sunt importante. Pe data de 4 și 5 septembrie Partida Romilor are o acțiune, vă invităm la film, vizionarea unui film, lansarea unor lampioane la cetatea lui Mircea și niște jocuri interactive pe pietonală vineri pe data de 4 septembrie. O mulțime de acțiuni pe care le facem și noi în ajutorul dumneavoastră. Vreau să mulțumesc din nou invitatului meu pentru bunăvoința de a participa la această emisiune și să-i smulg promisiunea că și cu altă dată va mai participa. Sine. Mulțumesc mult! Un ultim cuvânt pentru cei care s-au uitat la noi. Aș vrea să spun un cuvânt la modul general, chiar dacă suntem o emisiune la emisiune cu o particularitate. Aș vrea ca perioada pe care o să o parcurgă județul și orașul nostru de acum și în următorii ani de zile să fie una fastă, una benefică. E un gând de bine, un gând care prin care oamenii politici trebuie neapărat să fie mai atenți la populație, la oamenii care au votat, care îi susțin și care de fiecare dată atunci când am mers în fața lor ne-au votat. Că la un moment dat au votat pe unii și n-au votat pe alții. Poate după o perioadă au reevaluat și au votat de fiecare dată așa cum au simțit ei. Trebuie să spun că din discuțiile cu oamenii care le-am în oraș la ora actuală, electoratul giurgiuvean s-a pregătit foarte bine, s-a profesionalizat. Avem un electorat capabil să analizeze bine omul. Va ține cont mai puțin din punctul meu de vedere de partidele politice, pentru că oamenii s-au tot mutat, fiecare în funcție de cum a considerat. Da, totdeauna alegerile locale va ține mai puțin cont de partidul politic și mai mult de om. Ce a făcut până atunci? Ce strategie are? Ce viziune are? Cum a interacționat cu ei? Și ce va face pe termen lung? Sper că alegerile pe care oamenii, pe care cetățenii o vor face în 2012 și 2016 să fie una benefică, una bună, adică chiar să aleagă foarte bine pentru orașul nostru și pentru județul nostru. Până săptămâna viitoare, să aveți parte de un timp cât mai frumos.